produsele care vin din afară nu știu dacă sunt atât de bine controlate cum sunt produsele românești. Deci poate pentru unii comercianți, și nu că mari retaileri au început să gestioneze foarte bine aceasta, dar în comerțul tradițional, în angrouri și astea, foarte multe produse la prețuri care nu știm cum ajung la acest, cum ajung la raft. Când noi cunoaștem cât e cât e prețul borcanului, capacului, materiei prime, că materia primă poate să fie forța de muncă, și suntem siderați. Rugăm Ministerul Agriculturii, rugăm organele și alte ministere să urmărească un pic și adică să fie mai atente la ceea ce intră în țară și cum intră în țară. Știți ce se întâmplă? Intră produse care mai au câteva luni și expiră. Și nu știu, nu pot să vă spun asta, dar vin la prețuri foarte mici și automat ne afectează. Că dacă vin 2, 3, 5 tiruri și au intrat în piață și castravetele, dau un exemplu, e la 3 lei pe piață, piața se blochează cel puțin o lună, două, până se termină acel sortiment de castravete. Și noi automat nu putem să vindem. Pentru că e o concurență neloială. Și mai sunt și producători mici în România care nu produc la standardele noastre de calitate și care, iarăși, ministerul ar trebui să fie mult mai implicat și să vedem, adică să fie o relație corectă în piață.